Deocamdată, cafe, concert, imediat viața ca un banc. Gigi, de la Clabe, pentru a doua oară la Curtici, absolvent al Conservatorului din Cluj, Ioachim Făt, membru al grupului Iza din Maramureș, mai fost aici cu Grigorile și o student de la Vioara astăzi. Și pentru dumneavoastră, Sorin Tănase! Bună seara! Bună seara dumneavoastră tuturor! Nici prin gând nu mi-a trecut vreodată că voi ajunge aici pe coasta de vest la dumneavoastră. Deci am bântuit toată zona, dar la Curtici nu m-am gândit niciodată. Așa că fiind pentru prima dată, am o impresie foarte bună și sper să aveți și dumneavoastră aceeași impresie despre noi, cei care în această seară am dorit să venim la dumneavoastră pentru a schimba pur și simplu niște sentimente, pentru că totul se leagă de suflet și noi, la modul cel mai simplu, pentru că nu vreau să fie nicio barieră între noi în această seară, mai ales că seara este veselă, ăsta e cuvântul de ordine. De așa să există nicio barieră. Nu este nici stand-up comedy, nu este nici cum îi mai zic ăștia în toate felurile. Este o seară de bancuri și cu câteva intervenții muzicale care sperăm să vă placă. Și dacă vă simțiți bine, poate și dansa? Știu eu? Am o chiar fotbal, nu putem juca, e de masă, de la de masă. Da, deci, cum vă spunea și Andrei, colegul meu Gigi Roman, și cu Joachim Făt, care v-au fost prezentați, vor fi cei care vor adăuga puțin frumos la această reprezentație pentru dumneavoastră. Viața ca un banc. Haideți să trecem la fapte. Mulțumesc, în primul rând, ca să-mi închei micul speech și apoi să trecem la lucruri serioase. Mulțumesc din tot sufletul domnului primar, pentru că dânsul mi-a făcut invitația. Bineînțeles, nu în ultimul rând lui Andrei și dumneavoastră, pentru că sunteți prezenți în această seară. Nu sunteți de acord să râdem? Da? Haideți să zice bancuri. Deci, vă spunea, bancurile mele sunt pe graia de lănesc. Și îmi plac așa chestiile astea, minuturile. Foarte... Bancuri foarte scurte. Zice, măi, George, tu când te-ai însurat, zice, nevasta, tu a fost fecioară? La care de zice, da, de unde vărsător, ea mea, bă. Eu și cu Maria plecau la o petrecere și la plecare, înainte de a pleca, Maria îl consultă pe Ion, zice, ia unde să-mi pun sutienul. Zice, ora, pe cum e tu, Maria, nu vezi de tine, ce noroi afară. Și când se dor de acolo de la petrecere, Ion era cu libidoul la maximum, înfocat, bine, ce Maria, de zdrahete de amuiuti. Maria, în gândul ei, ce mi-a venit rândul. Se duce Maria să dezbracă, eu între timp dă o fugă la frigider, trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, ce-a dragut atunci, pune-te în pat. Pune Maria în pat, zice Ion, nu, numai un moment, iară fuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, așa, zice, mă, pune-te pe burtă, oricum. Pune Maria pe burtă, zice Ion, numai o clipă, iară fuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, mă, pune-te patru labe. Pune Maria patru labe, suie, eu pe ea, zice, nu, du-mă tu la frigider, eu... Adică tăticul și cu băiețelul erau la strand. Și cum coborau scările așa spre piscină, spre bazin, cum erau ude scările,
Poptilul alunecă și zboară la picioarele de sub el și în derivă așa dânsă, să prindă, să se echilibreze, să rămână în picioare, să prinde așa de bărbăția lui tatăsu și rămâne în picioare, să echilibrează, la care Tyson așa, foarte mândru, zice, ai văzut pulica dacă erai cu mânta, scrăpai capul, și un timp surprins la amantă, în timp ce făcea sex, bate soțul la ușă. Și ăsta, în pielea goală, sare pe geam, norocul lui că era etajul 1, chiniorul, că afară ploua, turna cu găleata. Și o modelizează într-un grup care făceau jogging, alergau. S-a apucat și alergă și el cu ei. Și în timp ce alergau, el întreabă unui ce tot timpul alergați așa în pielea goală. Zice, da, și cu prezervativ, pe ce fac când plouă? Unul dintre... Da, mi-am adus aminte de bacul care vi-l spuneam când ne-am întâlnit astăzi. Și eu și cu Maria la nuntă. Și eu s-a făcut așa manga cum laude. Era rupt de bat așa aproape că dormea pe masă și Maria cu un pahar de vin roșu închina cu toată lumea, cu toată nunta. Și cum ridică ea paharul așa și închina, George de lângă ea, mai bat, dă cu cotul în mâna ei și își varsă tot paharul pe ea cu vin, la care ea absolut disperată. Și nu, uite ce trezește pe Ion. Și nu, uite, te arăt ca o vacă. Și la care Ion ridică capul așa în undeva și zice, e, zice, și te-ai și pătat. Îmi întreabă, o întreabă Ion pe Maria, zice, tu, Marie, ce ție ți-ar place să fii bărbat? La care Maria se uită așa către ce, da, ție. Am pentru dumneavoastră o chestie drăguț, adică este vorba despre bancurile ardelenești care au așa zoft, cum să zice, și profunzime. Și unul dintre cele mai dragi care sunt mie, Ion și cu George pleacă cu trenul de la Cluj la București. Am atraseu, o să vi-l spun în mers. Cum ar veni? Și pleacă trenul din Cluj când ajunge pe la Câmpia Turzii. Asta ar fi cam prima stație. Zice eu către George, zice, măi, George, să spui o ghicitoare. Zice, George, spune, dar... Zice, nu, mă, ce e acela ce are așa păr? Păi el are patru picioare, are codă, are cap, urechi și face ham, ham. No, ajunge trenul pe la Sighișoara. Zice Ion, zice George, merge, dar păi are așa păr pe el și codă și picioare și... Ce ai, mă? Doamne, fratele, mă, ia cinghi, numai nu pot zice. Dar trece trenul de Brașov, așa, pe la Timișul de sus, pe acolo, zice... Mă, zice așa, păi are urechi, așa, cap și face ham, ham și... E, mă, ai de bine, mă, ia cam un târziu. Când ajunge trenul la Ploiești, zice George, în câinile, mă! La care zice eu, du-te în Franț, că nu-ți poate spune omul ghicitoare că una, două și ghicești. Ce mai George, mai George, ce să mă bate, a fost la grădina zoologică, mă, zice, am văzut leu. Leu, mă. Leu, ia, așa făcea leu către mine cu gol, ia, cât așa ia, mai cu... Hai de gândiți că vrea să mă țuce. Ce, tu ce animal ai văzut, mă? E cum să fie leu, mă? Leu, leu cască, gura mare, așa, fioros. Ce, e, da, când e cu fața. Am văzut aici, pe la dumneavoastră, de cum am intrat niște
Așa, eu le zic Sagrada Familia. Sunt mereu în construcție. Niște castele. Da, așa, Întâmplător Părâși, cine locuiește în ele? Vreau să vă spun o chestie legată de, de un asemenea edificiu, de castel. Dar înainte să vă fac o mică o introducere, întreabă Bulima așa pe pruncul ăla mic, zice, bă, ție ce-ți place mai mult, să mănânci o să stai la căldură? La care Puradelu zice, să fric slănină. Îl prinde pădurarul pe țigane în pădure, furar neamnii. De ce mă țigane, dar ce faci cu leamnile astea? A zis, ce aduc de mâncare la iepuri? A zice că iepurii mănâncă leamnii. A, pe ce genul de urmă care l-ai băgat pe foc? Ce nu mănâncă? Cât e rămâne? Zice la mic, Puradelul la mică de tată, să zice, tete, eu zice, ia, așa aș mânca o savarină, ia, nu așa ia, așa aș mânca o savarină. La care tată să-i puși copan, deci, că mănâncă frumos! Dar deci, bancul legat de edificii, cum vă spuneam, ce moare Bulimașa. Și ăștia l-anunță pe fiusul care era plecat, cum zic ei, pe Paris. Ei nu sunt la Paris sau în Franța, îs pe Londra. Ăsta în 3 ore cu avioane mai bahur, Mercedes-uri, au ajuns direct în fața castelului. Cum vă spuneam, castelul este mereu în construcție. Și toată comunitatea era adunată acolo în fața castelului. Când a coborât, a început plânsul ăla ipocrit, fals. Și încet, ioi, vai, și vine asta, zice, să-ți buie cineva cum a murit de cea mea. Și iese unul în față, nu cred că nu l-ați văzut vreodată în viața noastră, ăla tipic. Așa, picioarele goale, pantaloni și cu bustul gol. Iese în față și zice, nec, mă spui eu cum a fost. Deci, fii atent, așa au fost convenit Bulimașa să verifice lucrările la castel. Și o suit aici sus la etajul, vezi că nu este balustradă la balcon. Ei, numai șerul celălalt beton ieșit. Și apă cum s-au vârtit pe acolo, zice, s-au uitat, să verifice ori unii care. Și apă zice, nică avea tablerea de bretele pe el, ce și când opticat s-au agățat bretelele în șerul beton. Și apă din moda cu el de pământ. Și de acolo direct, în termopane la etajul 2, mă uia așa le spărgea pe tine. Deci termopane le-a povenit, așa zdăria păreță, tătătric cu iala. Și apoi iară de-a de pământ și l-a aruncat în turnuleță. Apoi de acolo a venit cu tabla în jos și a luat pe burlanile. Ce zice, bine, dar zice, cum a murit? Păi ce-o trebuie să-l mușcăm, că am făcut de castel. Cea mai genială, dacă vreți, tâmpenie care am putut să o aud vreodată, este un banc pe care mi l-a dus un amic din Armenia. Exact din Erevan. Sasha îl cheamă. Deci acest banc, credeți-mă că de atunci de câte ori mă uitam în oglindă dimineața să mă bărbieresc, mă apuca râsul. Despre ce e vorba? Ce frizerie particulară. De ce consta chestia asta? Erau patronul și ucenicul. Ucenicul prima zi de lucru. Bun, vine clientul, se așează pe scaun, patronul foarte autoritar. Îi zice ucenicul, zice, de unde? Ăsta săracul speriat, așa că nu o să-i tremura foarte ca mână. Și a tăiat pe acolo, bă. Și undeva în dreptul urechii, din greșeală îi pișcă urechea un pic la asta cu... Asta ce au, la care primul ăsta, patronul, ți-a spus să fie atent și când se puște una, ăsta se trage, dă una clientului în gură, rupte de sânge, tătă, mai nervos, ce, tu unde mai departe? Urica aia la aceeași fază, iară îl pișcă, ăsta iară cu dosul palme, iară să ferește, iară de clientului. Una nu prinde sânge, sună telefonul în birou, se duce patronul în birou, vorbea la telefon și ăsta se uită dacă îl vede când patronul cântunde și uite, nu se așa, nu ți-i taie urechea lui ăsta.
la care clientul, ce stai? Unde-i patronul? În birou vorbește la telefon. Și nu doamne, mi-am găsit să nu vadă. Să știți că poanta pe care vă spun acum a intrat, am spus-o într-un mediu preoțesc și vreau să vă spun că a prins extraordinar și mai mult decât atât au zis domnule, să știți că e și mai grav de atâta. Am despre ce e vorba, vorbeau doi, ce mă s-au ales praful de respectul lumii față de religie, față de biserică. Ce bă, nimeni nu are niciun respect, nu are... Uite-te, numai departe de duminică eram la slujbă la biserică, ci și în timpul slujbei, imaginează-ți, în timpul slujbei, în fața mea o tipă și-a oprit țigara. În timpul slujbei. Pe ce era să scap berea din mână, mă. Deci un timp mergea liniștit cu mașina pe șosea și la un moment dat așa preosc în fața lui o creatură mică, verde, coboră ăsta, se duce, se uită la ea și aia începe să vorbească. Deci sunt o creatură mică, verde, homosexuală de pe Marte și mi-e foame, mă ajuți. Merge ăsta mașină, stixuri, chipsuri, ce aveam pe acolo, ei le dă, asta le ia și dispare. Sfântul ăsta zice, nu. Însăși, urcă mașina, merge nici 2 km, preosc alta, roz, coboară ăsta, merge și aia vorbește. Sunt o creatură mică, roz, homosexuală de pe Venus și nesete, mă ajut. Merge ăsta, ce avea ape, sucuri pe mașinele, dă ia și asta și dispare. Și ăsta, ce zi? Însă știu că mașina merge nici 3 km, mică, albastră, coboară ăsta, merge. Creatură mică, albastră, homosexuală, de unde, bă, noi fi ce vrei? Ai care ce actele, vă rog. Bine, Iosif! Da, zice că doi, bancul era de pe vremea milițienilor, ce erau doi milițienți de așa față-față. Și unul ținea în brațe un termos. Și el era pe rătame, ce, bă, ce ții în brațe acolo? Ce era? Ce termos? Termos. Și ce era termos? De ce ea, dacă pui cald în el, ține cald, pui rece, ține rece? Și ăsta, du-te, serios? Și așa, acum ce ții el? Zice, o înghețată și două ciorbe de burtă. Zice, o grupă de polițiști pleca o misiune. Și la plecare, comandantul grupei era o chestie de... intervenție rapidă și comandul grupei le zice atențiune, în câteva secunde de-a dreptul pornim în misiune, vă fixați ceasul după al meu, da? Atenție, este 11:48. Pentru cei care sunteți pe digital, e bețișor, bețișor, scăunel, om de zăpadă. Ion și cu Maria se căsătoresc și cam la 3 luni după nuntă, Maria naște un fecioraj de toată frumusețea, moment în care Ion, când aude în dimineața respectivă, să bracă să plece. Dar socră s-ar întreba, și da unde te duci, Ione? A, pe ce unde, frasă, mă duc să cumpăr ghiozdan și caiete, că stai câteva săptămâni, avea la școală. Ritmul ăsta. Apropo de soacre, ce întreabă nepoței, ce bunico, tu când vii la noi, ce te aduce, cu ce vii când vii la noi, ce te aduce, zice bunica, trenul vine bunica la noi, trenul mă aduce. Dacă era nepoțelul ăla mai mic, zice, da, și atunci de ce tăticu zice mereu că te aduce necuratul?
care mie pur și simplu îmi place foarte, foarte mult. Anul trecut au fost între cei care spun bancul, a fost decretat cam cel mai fain banc, că spune multe despre niște chestii. Deci se scufunda Titanicul și pe vas, pe pachebotonan, întâmplător era și un pasager român, care când de grigorada aia, nebunia aia, când toți încercau să se salveze, românașul nostru sare, vede o barcă de aia de salvare, sare sigur într-o barcă de aia de salvare, vâslele și-o taie. Dar la care ăștia nebuniți, după ce faci, mă, vină înapoi, sunt femei aici. La care ăsta, ce de sex îmi am de mine. Da, avem noi un băiuț așa în gena noastră, din păcate, nu ne asumăm greșelile și este un banc care sugerează puțin baiul ăsta care l-avem, și un american, un neamț și un român, îi închid într-o încăpere experimentală, evident, 24 de ore, singur în încăperea aia, cu două bile lângă ei. După 24 de ore se deschid ușile, deschide la american, ce ați făcut? Ați stat noapte aici, ați avut două bile, o zi și noapte? Păi, ce să zice? Mușchi. Făcut exerciții cu bile. Când deschide la neam, zice, domnule, mai lăsați-mă o oră, că lucrez la un proiect aici, mașina cu bile, și trebuie să-l dau gata, încă două ceasuri. Bă, când deschide la român, zice, dumneavoastră, eu ce? Eu. Ați fost aici, zice, și-o noapte, două bile lângă dumneavoastră, care să zice, nu știu, mi s-a zis, una s-a stricat și una s-a pierdut. De la spital, zice, către doctor, ce domnul doctor, zice, eu am 60 de ani. No, zice, mi-am tras lângă mine o muiară de vreo 30 de ani. Ce domnul doctor, mi-are treaba uns. Așa mi-are treaba de nu se poate. Zice, numai că am o problemă, zice, că eu mă duc la cosă. Abia ce fac să mă cum tăt cosesc așa, mă tăt îmblătesc așa, păi tăte să-mi tăresc de mine, păi ce până fug acasă, tăt în sapă, tăte să moi, nu mai poți mai nimic. Ce nu mă ajutați, nu mi-ți ajutat cumva. Ce, sincer, nu prea am cu ce să vă ajut. Ba, zice, dar știu că acolo de unde vin dumneata, e o grupă de vânătoare foarte serioasă și cam toți aveți pușcă de vânătoare. Deci, ia, da, avem. Dar ce, când te duci, îți sugerez o treabă, când te duci la casa, pe ea și pușca cu lume, da? Și te înțelegi de acasă cu ea și când ți se face de orice, tragi o foc de armă și fuge aia la tine, că e mai tânără. Aude și fuge. No, zici și făcut să întâlnește cu doctorul după vreme, zice, no, cum îi bani, funcționează treaba aia? Care bani și el zice, apoi, ce doamnă, că au funcționat așa de vreo două, trei ori, apoi a început sezonul de vânătoare și dracu mai văzut tot.